Bine v-am regăsit la un nou videoclip într-o superbă zi de vineri. Așa cum am anunțat atât pe Instagram cât și pe YouTube, pe comunitate, aveam de gând ca pentru astăzi să filmez un Q&A. N-am mai filmat un astfel de videoclip, cred că de mai bine de un an, așa că m-am gândit că ar fi un moment oportun. În acest sens, pe cele două platforme, v-am rugat să-mi lăsați întrebări și vă mulțumesc din suflet pentru timpul pe care l-ați dedicat pentru a le scrie și să știți că sunt destule. Motiv pentru care nu o să mai lungesc foarte mult introducerea, o să intrăm așa direct în pâine. N-am apucat să citesc toate întrebările, doar le-am citit așa razant, ca să fac print screen să le trimit pe acest telefon, ca să mă asigur că nu am ratat niciuna. Hai să începem cu întrebările primite pe Instagram. Miha1607 mă întreabă cum reușești să te organizezi și să postezi des pe YouTube. Pupici! Te pup și eu și mulțumesc pentru întrebare. Cu organizarea la mine funcționează în felul următor. Întotdeauna am o listă și toate taskurile mele sunt așa pe ore. Nu cred că aș putea să mă descurc fără acea listă, pentru că sunt destul de multe de făcut într-o zi, mai ales că sunt și mamă, am și job și așa mai departe. Trebuie să mai ajung și cu copilul pe la antrenamente. Uite, în ultima perioadă am fost cu medicii. Deci am nevoie de o foarte bună organizare și pentru mine funcționează foarte bine scrisul. Legat de YouTube, cum postez atât de des? Încă de când m-am gândit să apar aici pe YouTube, una dintre cerințele față de mine, față de propria persoană, a fost să nu lipsesc. Pentru că, din punctul meu de vedere, asta denotă respect față de comunitate, dar acum nu vreau să fiu înțeleasă greșit, nu vreau să credeți că spun faptul că unii creatori, dacă nu postează într-o anumită zi, nu vă respectă, nu. În viață se mai pot întâmpla diverse, uite, în acești, eu nici nu știu câți ani sunt de când postez pe YouTube. O singură dată mi s-a întâmplat și mie să nu postez, pentru că nu am avut laptopul, eram plecată din țară, s-a prelungit vacanța și nu luasem în calcul o astfel de situație, dar iată că se pot întâmpla. Însă, pentru mine, YouTube-ul este o... Hai să spunem că este așa în topul priorităților din viața mea, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Deci cu organizarea asta scrisă funcționează la mine foarte bine. Madalina Flondor, de unde ai atâta putere să fii mamă, soție, femeie și cum ai reușit să ai un copil atât de bine crescut? Wow! Mulțumim foarte mult! Păi, în general, eu consider că femeile sunt puternice și să fii mamă, soție și femeie... Nu știu dacă ține neapărat de putere. Sunt chestii care vin odată cu viața și trebuie să le faci. Și poate nu pot să zic neapărat că le consider ca o obligație. Totul vine natural. Suntem femei și atunci la un moment dat suntem soții, mame și așa mai departe. Și este o viață foarte, foarte frumoasă. Dacă știi să gestionezi cumva timpul și să te împarți între mai multe activități. Și v-am zis, totul cu o bună organizare funcționează bine. Cum ai reușit să ai un copil atât de bine crescut? Mulțumesc! Mă bucur că din exterior se vede, și din exterior se vede că este bine crescut. Să știți că încă de când am rămas însărcinată, discutam cu soțul meu și îi spuneam, măi, dacă unul dintre noi îi spune copilului, nu ai voie să faci aia, copilul nu va simți că are scăpare la celălalt părinte. Și atunci, indiferent dacă eram de acord cu pedeapsa sau cu, nu știu, morala făcută de celălalt părinte, nu interveneam și discutam apoi separat. Mi se pare foarte important ca un copil să știe că părinții sunt așa la unison și ce îi spune unul este valabil și din partea celuilalt. Am văzut mai multe situații în care copiii spuneau, m-a certat mama, dar mă duc la tata că rezolv situația. Sunt situații, iată, de acest gen destul de comune și, din punctul meu de vedere, așa cum văd eu lucrurile, cred că asta poate fi o problemă. Probabil, nu știu, ține și de temperament, ține de mai multe lucruri, dar am încercat să-l creștem într-un mediu armonios în care nu aude certurile noastre, care de altfel mai există și sunt convinsă că există în orice cuplu, dar preferăm să le ținem așa pentru când nu este el de față. Știu că poate fi greu, pentru că îți vine să zici și câteodată ce ai pe suflet în momentul acela nu să-ți întine, dar am încercat să creăm armonie în jurul lui și probabil și armonia contribuie la educație. Bun. Maria Cristina Oh. Hello, Diana, aș fi curioasă de un update pentru Pilates Reformer. Ai văzut ceva schimbări? Recomand? Mulțu! Bună! Pilatesul este un sport cum nu mă așteptam să fie. Este foarte intens și, din păcate, în ultima perioadă, așa cum am anunțat, din cauza problemelor medicale,
Nu prea am mai apucat să ajung. Cred că este vreo lună de când nu m-am mai dus. Încă aștept să vedem care este soluția pentru problema mea, în care nu o să intru acum pentru că am povestit despre ce e vorba, și apoi o să reiau. Dar da, este un sport pe care pot să spun că îl recomand, că îl prefer, pentru că este super, super intens și se simte în interiorul mușchiului că se lucrează. Și nu vreți să știți ce febre musculare am avut de la această variantă de mișcare. Larisa 3. Cum își gestionez bugetul? E foarte complicat sau nu e foarte complicat, tot așa, cu multă organizare. În momentul în care ai un buget, ți-l faci. Eu am un principiu și l-am mai expus aici pe YouTube, 10% din bugetul tău, indiferent care ar fi acela, că e vorba de 500 de lei, că e vorba de 5.000 de lei, de 50.000 de lei, 10% se duc în contul de economii întotdeauna, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Și o să vedeți că am observat, de fapt, și cred că v-ar ajuta și pe voi, în momentul în care ți arde buza de ceva și trebuie neapărat să ai o sursă de bani, aceea este sursa. Ideal ar fi ca acei 10% pe care voi îi strângeți în timp, sau noi, hai să vorbim la comun, să nu se ducă în altceva decât în investiții care pe viitor îți pot produce mai mult venit și mai mult profit, de ce nu. Dar e, cum să spun, e reconfortant din punct de vedere psihic să știi că ai acolo niște bănuți. Și apoi, după ce am dat cei 10% deoparte, începem așa să ne planificăm cheltuielile. Ce trebuie să cheltui pe utilități, ce trebuie să cheltui pe mâncare, pe medici, pe așa mai departe, în funcție de ce se întâmplă în luna aceea, și dacă mai rămân ceva bănuți, ne mai facem și capriciile, o ieșire la restaurant, o deplasare, nu știu, o vacanță, acum depinde de bugetul fiecăruia. Dar cred că secretul este organizarea. Aici nu știu exact care este numele, Fanita Alăsă 24, sper că n-am pocit nimic. Care este glosul tău preferat? Glos, cred că, uite, cel cu care m-am dat acum pe buze, de la Tarte Maracuja Juicy Lip, așa se numește. Tot de la ea am o întrebare: care este produsul de machiaj față de care nu poți trăi? Nu pot să zic că n-aș putea trăi fără un produs de machiaj, dar cred că un rol important în make-up, chiar dacă nu porți fond de ten, concealer și așa mai departe, ar fi mascara, pentru că îți oferă instant o față, efectul de față odihnită, îți ridică practic totul. Asta am sesizat eu în timp, că indiferent dacă mă dau cu ceva sau nu pe față, un pic de mascara schimbă destul de mult situația. Anca Valentin, ce ai schimbat la casa ta dacă ai putea? Camere, amenajare, mărime, mobilă? Cred că mărimea casei este mult prea mare pentru nevoile noastre. Bine, a fost construit acum mulți ani, cred că să fie vreo 15 de acum, și nu știam câți copii, cum o să fie familia, în fine. Ideea e că nu mi-aș mai face o casă atât de mare, în sensul în care sunt parter, etaj și mansardă. Aș fi renunțat 100% la mansardă, pentru că sunt destul de multe cheltuieli sau bani care se duc către utilități. Și acum stăteam să mă gândesc dacă aș mai face-o pe etaj sau aș face-o doar pe sol. Cred că aș face-o pe etaj totuși, pentru că se întâmplă ca să mai existe în familie un copil care, na, vrei să îl culci în liniște, și se mai întâmplă ca și părinții să se mai distreze cu muzică, cu, na. Și atunci e mai bine să fie cumva separat. Din punct de vedere al mobilei, amenajare, ținând cont că am amenajat doar câteva camere din casa asta, dar probabil ar mai fi necesare schimbări. Eu sunt în proiect, am colaborat cu un designer de interior, dar momentan este pus pe pauză acest proiect. Bun, tot Anca Valentin, câteva lucruri ce nu-ți plac, iar noi nu știm. Unul la mână, nu-mi place minciuna, dar absolut deloc. Nu-mi plac fructele de mare, peștele, nimic din apă. Și nu știu altceva. Cam asta ar fi în principiu ce mi-a venit acum în prima fază în minte. Tot de la Anca, unde te vezi peste 5 ani? Bună întrebare. Niciodată nu mă gândesc atât de mult în viitor, pentru că sunt atât de multe de rezolvat în viitorul scurt, să spunem, sau apropiat, încât parcă nu-mi permit să mă gândesc. Și sunt planuri care se fac pentru o perioadă mult prea lungă și e bine să luăm așa zi cu zi. Ramona Gabriela, ce carte de dezvoltare personală recomanzi? Cum reușești să-ți faci timp pentru tine? Din păcate, carte de dezvoltare personală nu aș putea să recomand, pentru că nu prea citesc astfel de cărți, îmi pare rău. Uite, cu rușine o spun. Cum reușești să-ți faci timp pentru tine? Timpul pentru mine este după ce adorme Luca.
Și aici mă refer la citit, la seriale, la chestii de genul acesta, la făcut unghii, deci totul se întâmplă după 10 și jumătate seara încolo. Aici intervin mai multe lucruri, că somnul este mai puțin, dar nu am altă variantă pentru că toată ziua am altele de făcut și cumva poate nu e bine neapărat, dar mă las pe mine pe ultimul loc. A, când mai sunt așa, când mai văd că mai am un program, o fereastră, două ore, două, mă mai duc la un epilat, la sprâncene, pentru că acolo nu pot să mă duc noaptea. Dar ce pot să fac eu pentru mine, las pentru după 10 și jumătate seara. Yasmina 54, SL, cred. Bună, ce te-a făcut să te apuci de YouTube? Love you. Ce drăguț. Ce m-a făcut să mă apuc de YouTube? Plictiseala din pandemie. Cred că mulți creatori de conținut au început atunci pentru că trebuia să ne găsim o ocupație, sau așa am considerat eu, ca să ne scoată din problema asta cu pandemia, cu neieșitul din casă. Și m-am gândit că decât să o iau pe câmpiile cu floricele, îmi găsesc o ocupație. Și m-am apucat de YouTube și uite că a fost o decizie foarte, foarte bună. Un lucru bun pe care l-a adus pandemia în viața mea, pe lângă multe alte lucruri neplăcute. Mureșan Alexander. Ar fi interesant să ne spuneți care este produsul de skincare cel mai wow din ce ați testat. Poate dischetele acelea de la Daniel Gross, AHA Daily Peel, vi le-am prezentat eu la un moment dat. Și în rest, retinolul, da, era acel produs de la Medicate cu retinol, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și cam atâta, zice eu. Dacă nu vorbim de skincare și vorbim de proceduri în sine, aș zice botoxul. Uite, aș avea nevoie momentan, aș avea nevoie în momentul de față, dar mai așteptăm un pic. Bun. Dumi Iulia, ne poți da un update după un an de la rinoplastie? În noiembrie mă operez și eu. Vai, ce drăguț! Rinoseptoplastie am avut eu. Am fost la controlul de un an, totul este perfect, nu mai trebuie să mă mai duc de acum încolo. Mi-am respectat toate controlele și a fost bine așa. Nu regret nicio secundă rinoseptoplastia, nu m-a durut deloc, deci să nu te duci cu emoții, îți doresc mult succes și o să vezi că totul va fi bine. Gabriela Claudia 93, cum ai procedat cu renunțarea la Pampers a băiețelului? Doamne, deci mi se pare că treaba asta e din preistoric. Luca mai are puțin și face 11 ani, deci sunt 10 ani și ceva de... Ba nu, cred că sunt vreo 9 ani și ceva. Totul cred că s-a întâmplat pe la grădiniță. El a început grădinița la 2 ani și a început în septembrie, el face anul în august și l-am dus la summer school, cred că începând cu iunie, înainte să facă 2 ani. L-am dus cu Pampers și acolo, având puterea exemplului, cred că asta este, sau acesta este unul dintre secrete, puterea exemplului, văzând alți copii că folosesc colița, mai insistam și noi, nu trebuie neapărat să forțez copilul, va veni oricum momentul acela de la sine. Și cred că fiecare are ritmul lui și ideal este să nu comparăm copiii. De exemplu, dacă mai ai prietene mămici care îți spun, la un an al meu nu mai facem Pampers, sau la un an și jumătate, și tu ai un copil de 2 ani care încă folosește Pampers, eu cred că nu e nicio problemă. Acest moment va veni pentru orice copil, la fel și cu Suzeta, deci nu cred că ar trebui să-ți faci griji, dar ca să-ți răspund, cred că puterea exemplului este foarte importantă. Tot de la ea, cum ai ales grădinița pentru băiețelul tău? În primul rând să fie în zonă, pentru că traficul în București e ceva rău. Și atunci nu voiam să-l ținem foarte mult în mașină, fiind și atât de mic. Și ne-a interesat foarte tare engleza, să fie o grădiniță bilingvă. Pentru că am considerat că să știe limba engleză este esențială în dezvoltarea lui. Cum reușești să te organizezi pe parcursul unei zile? Am mai spus, tot de la Gabriela era această întrebare. Tot de la ea, iată, cum gestionez certurile în cuplu? Nu știu. La noi e ca un pattern, așa, ne certăm, lăsăm timpul să treacă și totul revine la normal, sau ne certăm, discutăm, ne expunem oful, să spun. Nu vă gândiți că sunt certuri din acelea cu țipete, cu aruncat de tigăi, cu... Nu, sunt discuții în contradictoriu, așa cum există și între oameni care nu formează un cuplu. Fiecare se expune părerea, după aia ne luăm ceva timp să reflectăm la ce a spus celălalt și la un moment dat o să ajungem la un numitor comun cel mai probabil. Comunicarea este foarte importantă. Apoi, Idil, cum te-ai simțit la evenimentul Sephora? Ce îți place la evenimentele de genul? M-am simțit foarte bine. Ce îmi place la evenimentele de genul? Uite, la Sephora mi-a plăcut foarte mult faptul că am descoperit noutățile din vară ce vor apărea în Sephora. Deja sunt pe site. Mi-au atras foarte mult atenția produsele de la Valentino. Sunt foarte, foarte curioasă. Încă aștept.
ca cei de la Sephora să aducă și produsele de make-up de la Gucci, pentru că sunt foarte, foarte frumoase. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, mi-a plăcut muzica, mi-a plăcut locația. S-a desfășurat pe terasa de la București Mall și era foarte frumos amenajat. Acum, ca să dau și un punct mai puțin plăcut, este foarte dificil să te duci la astfel de evenimente neînsoțit, mai ales dacă nu cunoști persoane acolo și știi că vor fi prezente. De aceea, în general, chiar vorbeam și cu Andreea, în general încercăm să mergem împreună la astfel de evenimente acolo unde se poate și este cel mai bine așa. Sunt și părți care nu îmi plac, dar nu o să intru acum în detalii de genul acesta. Nu știu, e interesant să merg, dar nu pot să zic că sunt activitatea mea preferată. Adică sunt mai multe evenimente la care am refuzat să merg pentru că poate nu rezonam cu evenimentul, cu produsele și așa mai departe. Codrina Pletosu, în ce investiți tu și soțul tău? Păi fiecare avem business-ul nostru și ne ocupăm de el, însă pe viitor ne plănuim să investim și în altceva, probabil în imobiliare, dar încă nu suntem în zona aceea. O să mai vedem. De unde îți achiziționezi bijuteriile? Să știi că marea lor majoritate sunt luate din vacanțe. Uite, cum se întâmplă și cu acest lanț, știu că primesc des întrebări asupra lui, este din Japonia. Acesta, de exemplu, cu un geraș l-am primit cadou. Nu am așa un magazin în București sau în România, o bijuterie unde prefer să merg și mi-achiziționez bijuterii, nu. De obicei le iau din vacanțe așa ca mici amintiri, mici sau mari, depinde de valoarea produsului, dar nu este un must. Adică au fost și foarte multe vacanțe în care nu mi-a permis bugetul să-mi cumpăr vreo bijuterie. Așa că nu pot să-ți dau o părere, dar dacă ține apărat, uite, Taylor sau B&B sunt bijuterii care cred eu că merită atenția noastră. Cristina Ciobanu, eu aș vrea să știu lucruri despre casa în care locuiești. Ce anume? Nu știu exact la ce te referi. Probabil te referi la un tur al casei. Nu o să fac vreodată un tur al casei. Că se mai văd așa câteva imagini atunci când filmez eu. Da, dar dacă ne gândim și la siguranța mea, nu o să fac un tur să vă explic aici e livingul, aici e intrarea, aici e o cameră, aici e altă cameră, pentru că nu cred că este ok să se întâmple asta. Mihaela Straton, mi-ar plăcea să știu ce job ai în afara YouTube-ului și cu ce se ocupă soțul tău. Mersi! Ce job am? Am o casă de expediții, am un salon, un studio de bronzare, am YouTube-ul și soțul, pentru că nu-și dorește să apară pe YouTube și să fie adus în atenție aici, nu o să discut despre ocupația lui. Georgiana Rodean, bun, ai avut instinctul matern de când l-ai născut pe Luca sau l-ai dobândit pe parcurs? Nu l-am avut, crede-mă. Chiar și eu mă miram de mine pentru că mă așteptam ca în momentul în care copilul îmi va fi pus în brațe, imediat după ce s-a născut, să simt așa, nu știu, să știți filmele alea când se întâmplă ceva cu un personaj și totul se întâmplă, s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Ba chiar țineam așa copilul și mă uitam la el, chiar meu și eu ce fac acum cu el? Deci nu, instinctul matern la mine s-a dezvoltat în timp, săptămâni, luni, nu mai rețin exact, dar acum, Doamne, deci pentru copilul meu aș face orice. N-aș vrea să zic chestii negative, dar credeți-mă că mușc din orice este în jurul meu pentru copilul meu. Deci dacă ai născut de curând și nu ai acel instinct matern, nu te speria că va veni pe parcurs. Teodora Novac, bună, cum reușești să-ți faci timp și pentru tine când strecorci titlul unei cărți, vizionarea unui film, pup? Te pup și eu, Teodora, așa cum am spus și mai devreme, seara. În restul zilei nu am cum să fac acest lucru, nici măcar în weekend, pentru că este Luca acasă și când el are timp liber, întotdeauna îmi propune să ne jucăm și copilul este pe primul loc. Carla Cosma Capa, voiam doar să spun că ești minunată, atât. Mulțumesc din suflet, Carla. Ih, Andreea, bună, ih! Pe ce vedetă aveai crush când erai mică? Doamne, pe Michael Jackson. Doamne, deci cât a fost idolul meu. Eu, să știți că nu am idoli, nu îmi plac anumiți cântăreți de acum, nu rezonez cu muzica modernă, din păcate, cred că sunt un suflet bătrân din punctul acesta de vedere. Și pentru că tata a ascultat foarte mult Michael Jackson atunci când era mică, mi-a rămas așa cumva în minte și în suflet, a fost singurul meu idol. Deci dacă aș fi vrut să întâlnesc pe cineva în viața asta, ar fi fost Michael Jackson și mi se părea că arăta și foarte bine. La momentul respectiv, prin anii 90 la început, după aceea transformarea din păcate n-a fost una tocmai benefică, dar atunci îmi plăcea foarte, foarte mult. Ok, Dana Krasenko.
De unde sunt Blugi? Care este filmul și care sunt filmul și serialul preferate? Te urmăresc cu mare drag. Blugi. Cred că te referi la Blugi pe care i-am purtat la evenimentul Sephora. Au apărut deja poze pe Instagram. Găsiți contul meu linkuit în descriere dacă vreți să mergeți să vedeți despre ce Blugi este vorba. Dacă nu, să știți că miercuri vine un weekly vlog și o să vedeți acolo mai multe detalii. Blugi sunt de la Zara, dar foarte vechi. Că uite și Sandra Niculaescu m-a întrebat și m-a rugat să-i spun de unde sunt Blugi, că îi plac foarte mult. Sunt de la Zara, dar pentru că m-a întrebat și am căutat modelul pe etichetă, nu scrie absolut nimic, deci nu pot să vă ajut cu mai mult de atât. Filmul și serialul preferate. Filmul, cred că Titanic mi-a rămas aici cumva în suflet, pentru că tot așa m-a impresionat atunci când eram mică, atunci când l-am văzut pentru prima oară. Serial, mi-a plăcut Manifest, dar m-a dezamăgit puțin finalul. Uite, acum m-am apucat să mă uit la Sex and the City. Când eram adolescentă nu prea aveam voie să mă uit la așa ceva și acum înțeleg de ce, dar am luat totul de la zero de la sezonul 1 și îmi place foarte mult, deci chiar mă amuză și uite, spre rușinea mea n-am văzut Friends, un alt serial pe care aș vrea să-l iau și să-l văd cap-coadă, pentru că mai vedeam așa cât un episod ce mai dădeau ei pe la televizor, dar este posibil să-mi placă și acela foarte mult. Alina 27, care au fost destinațiile tale favorite în materie de traveling? Singapore, Dubai, ce ar mai fi? Statele Unite, dar anumite locații și oricum atunci când am ajuns acolo am avut o revelație că nu e viața ca în filme, așa cum este prezentată, dar are ceva interesant această țară și mi-ar plăcea să mă mai întorc la un moment dat. Sunt câteva zone pe care n-am apucat să le văd. Ce ar mai fi? Uite, Hong Kong mi-a plăcut foarte mult. Cam astea cred că ar fi în principiu. Europa îmi place mult, mi-aș dori tare, tare mult să ajung în Italia, pe coasta Amalfi, este acolo pe lista mea. Cam așa, cam astea ar fi topul, cam acestea ar fi țările din topul meu. Alina Ionela, cum s-a schimbat viața ta de când Luca a crescut și devine ușor, ușor independent? S-a schimbat pentru că am mai mult timp pentru mine și pot să mă dedic jobului mai mult. Și sunt mai concentrată pentru că atunci când el era mic și evident lucram de acasă, făceam lucrurile cu repeziciune. Sunt genul de om destul de perfecționist așa și îmi place să fac treburile de la cap la coadă. Nu-mi place să fiu întrerupă, să fiu întreruptă, pentru că am impresia că nu mai concentrez suficient de bine. Deci din punctul acesta de vedere că Luca e mare și putem, uite, și să mai ieșim și lăsăm singur câteva minute, jumătate de oră, o oră, ne oferă mai mult timp pentru noi. Deci cred că în sensul acesta s-a schimbat viața, dar pe măsură ce crește și îl văd din ce în ce mai independent, parcă nici asta nu e bine, că îți place să fii acolo și să știi că îți cere ajutorul și sunt convinsă că pe măsură ce anii avansează, acest lucru nu se va mai întâmpla. Ok, tot ea mă întreabă, recomandă-ne câteva destinații în care ai fost și ai avut o experiență unică. Păi, cum am spus mai devreme, Singapore, Dubai, clar, îți oferă experiențe unice. Și fiecare țară, cred că până la urmă, pe care o vizitezi, este o experiență unică în felul ei, pentru că sunt culturi diferite, sunt feluri de mâncare diferite, deci cred că orice poate fi o experiență, orice destinație. Irina Matei 10, cum este să fii mamă de viitor fotbalist? Oh, oh, viitor fotbalist, nu, e cale lungă până acolo. Am mai spus eu pe parcurs că momentan îmi doresc să-l țin într-o organizație, într-o echipă, ca să înțeleagă munca în echipă, să înțeleagă că trebuie să-și ajute colegii atunci când e nevoie, să învețe să piardă, să facă mișcare, să nu stea toată ziua cu ochii în telefon, dar nu cred că m-am gândit vreodată că se va face fotbalist. Bineînțeles că aceasta este dorința lui cea mai mare, să devină fotbalist. Deja și-a făcut lista cu echipele la care va juca, adică el atrage cumva ceva din univers, o să vedem. Dacă asta este dorința lui, noi îl vom susține, dacă va dori să se lase la fel, îl vom susține, pentru că este copilul nostru și suntem datori ca părinți atunci când copilul are de luat o decizie importantă, să încercăm să-i fim alături și să-l sfătuim așa cum credem noi că e mai bine. Dacă va fi să fie viitor fotbalist, așa să fie, să fie cum e mai bine pentru el, dar să fii mamă de copil care face sport de performanță acum, la vârsta aceasta, nu este ușor, pentru că sunt foarte multe deplasări, sunt foarte multe lucruri la care noi renunțăm pentru el, concediile nu mai sunt concedii, vacanțele nu mai sunt vacanțe, zilnic suntem după el și trebuie să dedicăm cam 3-4 ore din timpul nostru pentru a-l duce la antrenament, a-l aduce și așa mai departe, deci nu este ușor. Bun, Daniela U, cred că este un nume, Dai Kent, nu, scuză-mă, nu o să mă chinui să-l pronunț,
Cum menținem relația căsnicia frumoasă după mulți ani? Prin comunicare, prin înțelegere, înțelepciunea. Înțelepciunea o dobândim așa pe parcurs și știm când trebuie să mai lăsăm și de la noi. Eu, fiind berbec, este destul de greu, dar trebuie să mai facem și chestia asta. Dar eu zic că o comunicare sănătoasă este cel mai bun secret. Ce te motivează să faci sport? Felul în care mă simt după ce termin antrenamentul. Mai când mă duc e ceva rău, deci am așa o conversație cu mine, nu te du, Diana, stai mai bine în canapea, da, o să fie greu, da, o să transpir, da, o să obosești. Mai dacă îmi termin antrenamentul, ai o senzație atât de bună și nici măcar nu mai fac pentru fizic. Da, îmi place să arăt bine, dar se văd așa câteva semne ale faptului că avansez în vârstă, nu mai pun neapărat aspectul fizic pe primul loc, mă duc pentru felul în care mă simt eu după ce fac sport. Bianca, Bianca 5793, care este destinația preferată și ce preferi mai mult, munte sau mare? Despre destinație nu o să mai vorbesc. Munte sau mare? Mare, cred. Da, mare. Prefer să mă duc la mare pentru că îmi place foarte mult senzația aceea de libertate pe care o întâlnesc la mare. Că toată lumea se simte bine, că, nu știu, stă la plajă, citește o carte, este relaxarea aia și mai e seara, te mai plimbi pe faleză, te mai duci la o cărciumioară, unde vrei tu să te duci. Și îmi place foarte mult senzația pe care o oferă acest fel de turism. Și de asemenea m-am cunoscut la mare cu soțul meu și are așa un loc special. Ai Medea, care este destinația preferată de vacanță? Mulțumesc pentru răspuns. Eu îți mulțumesc pentru întrebare, dar nu o să mai insist cu răspunsul la ea. Bianca, Bianca 5793 din nou, te ador. Mulțumesc, mulțumesc, Doamne, deci îmi umplu sufletul de bucurie astfel de comentarii. Apoi, Covaznai Mihaela 69, nu știu dacă am pronunțat bine, cum te simți? Știu că este o întrebare simplă, dar chiar vreau să știu cum ești. Ce drăguț! Cum mă simt? Un pic agitată în ultima perioadă, ca să fiu foarte sinceră. Sunt așa mai multe lucruri care au venit năvală peste noi în familie, în general. Nu sunt lucruri neapărat rele, dar sunt lucruri care necesită rezolvare. Și n-au o rezolvare ușoară, ca să nu dau foarte mult din casă, dar încerc să le duc, să le ducem așa cum putem, să fie bine pentru toată lumea. A fost agitația asta și cu medicii, deci ca să-ți răspund scurt, sunt un pic agitată în ultima perioadă, dar sperăm să fie mai bine pe viitor. Mulțumesc din suflet pentru întrebare. Medi San Mirela. Doamne, deci Mirela este alături de mine de când m-am apucat eu de YouTube. Îți mulțumesc din suflet, draga mea, că ești încă aici. Ce spui despre bronzul la solar? Știu că deții un salon, de aceea mi-ar plăcea să știu părerea ta. Eu, înainte să deschid acest salon, a trebuit să fac niște cursuri. Acolo ne-au fost explicate niște reguli pe care trebuie să le urmeze fiecare persoană care merge la solar. Și anume, în primul rând vreau să știți ce mi s-a explicat și nouă. Solarul are niște unde ultraviolete care au niște limite maxime aprobate de lege. Deci, din păcate, în ultima perioadă, razele UV de la soare sunt mult, mult mai periculoase decât razele UV dintr-un solar. Acum eu nu fac vreo reclamă sau vreo propagandă, mergeți la solar, nu, fiecare știe ce e mai bine pentru el. Uite, să știți că au venit multe cliente la noi pentru a face ședințe de solar, că așa le-au fost recomandate de către medici pentru diverse boli pe care le aveau. Deci, poate fi considerat la un moment dat și un device medical. Depinde de ce boală are fiecare și ce consideră medicul. Aici nu mă bag pentru că n-am cunoștințe, dar vreau să înțelegem că soarele câteodată, specific, nu întotdeauna, câteodată poate fi mai nociv decât solarul. Bineînțeles că nu trebuie abuzat, că atunci când mergi pentru prima dată nu te duci și stai 30 de minute într-un solar, pentru că este evident că te vei arde. Începe așa cu 5 minute, 6 minute și crești treptat cu câte 2 minute. Depinde foarte mult și despre tipul tău de piele. Deci una peste alta, dacă știi să folosești solarul, nu văd nimic rău în asta. Marlen Gheorghe. Bună, Diana, care dintre cele două țări, Singapore și Japonia, ți-a plăcut mai mult și cu care ai rezonat mai mult? Sunt două destinații total diferite, chiar dacă sunt din Asia. Mi-au plăcut amândouă, dar în stiluri diferite. Japonia, din punct de vedere... Uite, și Singapore e o țară foarte curată, deci din punctul acesta de vedere se aseamănă, dar oamenii sunt diferiți în Japonia. Sunt mult mai
respectoși, așa mi s-a părut. Și în Singapore este la fel, dar nu știu, uite, dacă vrei o diferență, cred că modul în care arată țările. Singapore este mult mai modern, duce cumva în zona asta a Dubaiului. Japonia încă are multe motive tradiționale și acum depinde de ce preferă fiecare. Însă, mi-au plăcut amândouă, dacă ar fi să mă obligi să aleg una, cred că am rezonat mai mult cu Singapore, dar nu știu. Adică dacă mi-ai spune acum, ești obligată să pleci undeva, ori în Japonia, ori în Singapore, mă ajunge către Singapore. Nu știu de ce, nu am o explicație neapărat. Oana, 15, Nicoleta, top cărți preferate citite până acum. Agatha Christie, îmi plac foarte, foarte mult cărțile scrise de ea, îmi place în general stilul acesta polițist, crime, mister. Uite, mi-a plăcut foarte mult ultima carte a lui Paulo Coelho, Ne vedem în august. Și așa un top n-am stat să fac niciodată, pentru că iau fiecare carte cu ce vine ea. Deci cu ce învățături pot să trag de acolo, ce, nu știu, ce stil de a scrie. Fiecare carte e diferită și n-am stat niciodată să fac așa un top. Top 3 țări preferate din cele vizitate, tot de la Oana Nicoleta, am răspuns. Cum s-a transformat viața voastră de familie de când îl aveți pe Gaz și ce lecții noi ați învățat prin prisma experienței de a avea un câine? Lecție. Nu este așa ușor și atât de frumos cum pare atunci când te uiți la alții. Știam chestia asta pentru că am mai avut câini, pentru Luca a fost o noutate. S-a transformat în sensul în care trebuie să-i dedicăm timp, să ne jucăm cu el, să-i dăm de mâncare, să-l îngrijim, să-l spălăm, să-i tăiem unghiile și așa mai departe. Adică a mai intervenit un task acolo în activitățile zilnice, dar este și foarte frumos pentru că atunci când se uită așa la tine cu ochii aceia, Gas are un obicei, când de exemplu eu stau la masa din bucătărie și stau așa pe scaun, vine și își pune boticul aici pe piciorul meu și se uită așa cu ochii, clar așteaptă mângâiere, adică este cerșetor de iubire, clar este un cerșetor de iubire acest câine, dar mă înmoaie efectiv și este așa o vietate care știi că depinde de tine să trăiască până la urmă, mai ales dacă trăiești așa într-un mediu, într-o casă. Bun. Pascal Georgiana 449, nu este o întrebare, dar ești foarte frumoasă. Ce drăguț, mulțumesc foarte mult. De la ea, ce spun folosești? Cred că a vrut să scrie să pun, mă gândesc. Momentan, pe cel de la Bath & Body Works, acela tip spumă, îmi place foarte, foarte mult. Starliciu Larisa, nu am nicio întrebare, voiam să-ți spun că te urmăresc cu mare drag și te admir enorm. Mulțumesc. Marcela Florea, cum îți poți defini stilul? Lejer, relaxat. Am observat că nu mai îmi place să mă îmbrac așa în haine, să mă încotopenesc. Pe scurt, vedeți, un maieu, un cardigan eventual, în jos am niște blugi așa mai lărguți, pentru că am foarte mult de alergat, de mers și nu vreau să mă strângă, să mă țină nimic. A, când mă mai duc la evenimente, la, nu știu, nunți, botezuri și alte cumetrii, dar îmi place să-mi aleg rochia cu mult timp înainte și nu neapărat că să iasă din evidență, dar să nu fie un model comun. Acolo da, dar așa în rest relaxat n-am nicio treabă. Marcela, tot de la ea, ce te motivează day to day? Probabil succesul, adică vreau să lucrez și să muncesc mai mult pentru a atinge un succes. Nu zic să fiu cea mai bună din orice domeniu în care activez eu, dar să am mulțumire, să fiu convinsă că am făcut tot ceea ce ține de mine ca să fie bine. Laura, bună, cum este viața de mămică tânără? Cum ai reușit să te împarți între carieră, familie și pasiuni? Viața de mămică tânără este foarte bună pentru că am impresia câteodată că mă educ și cresc alături de Luca și este foarte bun acest lucru și mă gândesc că îl ajută și pe el mai mult. Părinții mei m-au făcut după 30 de ani și la un moment dat s-a simțit așa o diferență de mentalitate. În schimb, cu Luca fac niște glume, deja că nu vreți să știți. Luca are o perioadă în care face niște glume foarte bune și mai răspund și eu la ele și câteodată nu sunt dintre cele mai decente. Adică încerc să glumesc și să mă apropii, pentru că știți cum e. Copiii sunt atrași de prostii, am înțeles chestia asta. Mai glumesc cu el, mă mai întreabă chestii care n-ar fi ok să le întrebe prin alte părți și întotdeauna am răspuns cu sinceritate. Pentru că știu că de asta am avut și eu nevoie la vârsta lui să-mi răspundă ai mei, nu să mă duc să caut, nu știu, prin alte părți, prin alte surse. Dar ei fiind un pic mai în vârstă, poate intervenise chestia aia de adult, deja adult în toată puterea cuvântului și nu prea îmi răspundeau la întrebări. Eu mă mai pun la mintea lui Luca pentru că e diferența un pic mai mică.
Mai avem două întrebări de pe Instagram și trecem la cele de pe YouTube, de la Milana. Te pup, Milana. Dacă mâine ar trebui să schimbi profesia, cu ce ți-ar plăcea să te ocupi? Ceva în televiziune. Cred că am mai spus chestia asta. Mi-ar plăcea tare, tare mult să lucrez în televiziune. Nu știu cum este, dacă este greu sau ușor, dar mi-ar plăcea să încerc vreodată în viața asta. Și tot de la ea, ce a moștenit Luca de la tine și ți-ai fi dorit să nu moștenească caracter? No, suntem total diferiți la caracter. Nu știu dacă are ceva din caracterul meu. Eu de obicei mă supăr ușor și asta nu-mi place la mine. El nu. El, cred că e genul lui taică-su. Se supără mai greu, dar și când se supără e un pic cam greuț, pentru că are niște reacții așa mai, poate mai dure decât ar trebui. Nu știu, chiar nu-mi dau seama. Poate că își dorește succesul la fel de mult ca și mine și fiind leu, parcă la el e și mai arzătoare dorința asta. Întotdeauna îi place să fie printre cei mai buni și admir chestia asta la el, pentru că lucrează și muncește foarte mult pentru ceea ce își dorește. Bun. Am mai primit o întrebare pe Instagram, dar am primit-o în secțiunea de mesaje. Bună, mi-aș dori mult să răspund la această întrebare pe YouTube de la Adriana Danilă. Fiind o persoană influentă, poate vei reuși să transmiți un mesaj educativ fetelor din ziua de astăzi. Eu toată viața m-am luptat și încă mă lupt pentru micuța mea carieră. Dar, din păcate, aud tot mai mult în jurul tinerilor argumente de genul că ele merită să fie întreținute, că vor bărbați cu un statut, dar nu sunt conștiente de faptul că dacă vor un bărbat cu statut, trebuie să aibă și ele un statut. Multe dintre ele se expun singure pericolului sau pur și simplu se iau după anumite fete din online care au lucruri materiale și aleg calea ușoară pentru a le obține. Știu că nu putem schimba o societate, dar măcar putem încerca să o facem. Bun. Eu întotdeauna am susținut faptul că nu trebuie să mai fim ca în trecut. Și știți că în trecut femeile erau considerate sau statutul lor era acela de casnică. Să stai acasă, să îngrijești copii, să faci de mâncare și așa mai departe, pentru că așa era normal în vremea aceea. Din punctul meu de vedere, acum, fiecare persoană, indiferent că vorbim de femeie, că vorbim de bărbat, trebuie să-și câștige proprii bănuți, să aibă propriile venituri pentru a-și face plăcerile. Nu, eu, cel puțin, nu m-aș simți niciodată ok să cer persoanei de lângă mine, indiferent despre cine e vorba, că e soț, că e părinte, că e ce-o fi, să-i cer bani. Eu știi că am văzut o geantă, nu știu unde, îmi dai și mie, te rog, bani, sau mai grav, am nevoie să-mi cumpăr un ruj, îmi dai și mie bani. Nu, mi se pare... poate e un cuvânt dur, dar mi se pare înjositor să facem chestia asta atâta timp cât suntem în deplină putere de a munci. Mai sunt și alte cazuri în care sunt persoane bolnave și atunci normal că au nevoie, da, ăsta e un alt subiect, nici nu știu de ce am intrat în el. Pe scurt, cred că fiecare persoană este datoare moral, părerea mea, să muncească și să își producă proprii bănuți. Cât despre fetele la care tu te referi, nu sunt sau sunt nimeni ca să condamn. Fiecare face ce e mai bine și cum consideră că e mai bine pentru viața lui. Eu nu aș face niciodată chestia asta, pentru că nici nu am fost educată în a alege calea mai ușoară. Întotdeauna am fost pusă să muncesc pentru ceea ce îmi doresc și poate de asta sunt și atât de perfecționistă câteodată. Mai departe, Cristina. Pentru Q&A însă nu am avut loc să scriu. Mă gândeam că aveți o casă superbă și eram curioasă să știu cum ați cumpărat-o sau dacă ați construit-o de la zero, dacă ați colaborat cu designer de interior sau nu, de unde v-ați inspirat, de cât timp locuiți acolo și altele asemenea. Fără detalii personale, evident, însă văd că ești pasionată de felul în care arată spațiul în care trăiești. Mi-ar plăcea să te aud povestind despre aspectul acesta mai des. Casa a fost construită de la zero. Nu mai mi-aduc aminte dacă atunci am colaborat cu vreun designer de interior. Da, sunt, uite, mă uit prin jurul meu și sunt modificări pe care aș vrea să le fac. V-am zis, avem un proiect, dar momentan este pus în stand-by. Nu sunt resursele financiare acum pentru asta. Va veni la un moment dat momentul și consider că e bine să apelăm la profesioniști, nu doar în domeniul acesta al designului, ci în orice domeniu, pentru că ei știu mai bine decât noi. Asta este părerea mea. Îmi place să arate bine atât cât pot eu să fac, cât nu, apelăm la profesioniști. Bun, am ajuns la întrebările de pe YouTube. Bună, 1. Care este cel mai bun sfat primit de la tatăl tău? De la tata, probabil, fiind bărbat, întotdeauna mi-a indus chestia asta, fruntea sus, totul se va rezolva, totul va fi bine, muncește pentru asta. Dar să știți că mai mult mama era cu sfaturile,
ea mă mai împingea de la spate când era cazul, tata și muncea foarte mult. Dar cred că asta mi-a insuflat. Nu știu dacă mi-a zis vreodată face to face, pentru că v-am zis mai devreme, diferența de vârstă, așa, discuțiile astea one to one nu prea existau neapărat, dar cred că asta mi-a insuflat. Muncește pentru ceea ce dorești. Apoi, crezi în Dumnezeu? Dacă da, când ai simțit prezența Lui cel mai tare? Da, cred în divinitate, cred în Dumnezeu, cred în univers, cred într-o putere absolută sau, nu știu, în ceva absolut. Cred în Dumnezeu, merg la biserică, mă rog în fiecare seară. Când am simțit prezența Lui cel mai tare? Poate când mi-am văzut copilul pentru prima dată și mi-am dat seama ce minune poate crea El în această viață. Apoi, Ione 7626, care e mâncarea preferată? Cartofii prăjiți. Ai de mine, deci cartofii prăjiți acum cu puțină brânză rasă și roșiile astea care au ieșit și sunt super, super gustoase, acelea țuguiate puțin așa. Ok. Trecem mai departe ca să înghit în sec după aia. Și ce planuri ai vara asta? Nu, la noi cu planurile este ceva foarte complicat, mai ales pe perioada verii. Vom pleca la Madrid la sfârșit de iunie până în iulie cu ceva chestii de rezolvat acolo. Și cam asta va fi. Pentru că nu se poate mai mult, pentru că Luca are antrenamente. A, și plecăm în Serbia pe 6, dacă nu mă înșel, pe 6 iunie la un turneu. Ce să vedeți. Deci planuri așa de vacanță, nu prea. Câte meciuri are Luca și dacă atunci când vine vara are și el concediu? Păi Luca are între 1 și 3 meciuri pe weekend. Depinde dacă este convocat și la un an mai mare, la 2012. Sâmbătă la grupa lui sunt două meciuri, unul la seria 1, la elită, și unul la grupele colorate. Probabil mulți nu o să înțelegeți despre ce vorbesc eu aici. Câteodată este convocat la ambele, câteodată doar la unul, deci minim 1, maxim 3. Bun. Are și el concediu, da, are o lună de zile între jumătatea lui iunie și jumătatea lui iulie, dar o să facă separat, pentru că nu poate să stea departe de fotbal. Gaz, ce mai face? Face foarte, foarte bine. Prostii. Au înflorit trandafirii și ia cam munca pe toți, din păcate. Cum s-a schimbat viața de când îl ai pe Gaz? Am răspuns la asta. Mirela Cristian 6576. Bună, Diana, te urmăresc cu drag și îmi place canalul tău. Te pup și te îmbrățișez cu drag. Mergi la Cosmo Beauty. Ce parfumul folosești vara? Sincer, nici m-am uitat când e Cosmo Beauty anul acesta. Știu că am fost într-un an, mi s-a părut interesanțel, dar nu wow. Așa că o să văd. Dacă îmi permite timpul, poate ajung. Și ce parfumuri folosești primăvara? Citrice. Primăvara și vara, citricele sunt la putere. Apoi, Ana Maria, bună, ce vârstă ai? 35 de ani, ce job ai? Ce pot să fac și eu ca să mă descurc? Ca și profesie sunt economist. Mai vrei copii? În ce oraș locuiești? Astea, ultimele două întrebări, asta cu copiii, Doamne, am mai expus la un moment dat chestia asta. Nu știu dacă e ok să întrebăm pe cineva sau mai ales o femeie dacă mai vrea copii, de ce nu mai face un copil, pentru că nu știm niciodată ce se află în spate. Poate este o problemă medicală și atunci punem femeia într-o situație inconfortabilă. Poate efectiv nu își mai dorește copii și nu vrea să dea neapărat o explicație. Ca să-ți răspund, never say never, nu se știe niciodată. În ce oraș locuiești? Pe lângă București. Sunt nouă pe canalul tău, te pup cu drag. Bine ai venit pe acest canal. Apoi, de la, nu știu cum o cheamă, care user și așa mai departe. Ceau, unde mergeți în concediu anul acesta? Doar în Spania, cu ceva treabă. N-am mai stabilit absolut nimic. Nu știu dacă o să mai plecăm pe undeva de Revelion, sincer nu cred. Alina Turcanu 6211. Bună, cât de importantă crezi că este contribuția financiară proprie a persoanei care face YouTube? Da, este destul de importantă. În primul rând, pentru că trebuie să-ți iei aparatură performantă ca să ai o calitate bună, atât a imaginii cât și audio. Remarc că în rost s-au detașat anumiți YouTuber pentru că au joburi mai bine plătite, deci călătoresc mai mult și au o viață mai interesantă. Nu înțeleg exact ce ai vrut să zici aici. Da, toate travel vlogurile pe care le-am postat pe canalul meu nu au fost făcute special pentru YouTube și nu au fost sponsorizări. Am fost în acele vacanțe din diferite motive și am filmat pentru a vă prezenta și vouă o destinație ca să știți dacă vă interesează. Dacă te referi aici la
Hai Hui în 2, probabil, că ei călătoresc mai mult și am primit foarte multe mesaje atunci când eram în Japonia, că și ei erau. Ei cu asta se ocupă, de aici câștigă bani și atunci automat pleacă mai, adică bănuiesc că nu prea, sincer, din păcate nu-i urmăresc, dar uite, chiar o să o fac pentru că am înțeles că sunt foarte faini. De aici câștigă bani și atunci, da, călătoresc mai mult. Eu când călătoresc, cheltui bani, nu câștig. Și atunci nu-mi permit să fac chestia asta. Nu știu ce ai vrut să zici aici, că au vieți mai interesante și joburi mai bine plătite. Poate îmi lași un comentariu pentru că n-am înțeles exact, din păcate. Dar da, trebuie să investești și uite aici, cred că poate fi adus în atenție un subiect, pentru că ironia sorții face ca noi, creatorii de conținut, să fim câteodată acuzați de consumerism. Dar dacă stați să vă uitați eu chiar și pe clipurile de pe canalul meu, ca să mă dau pe mine exemplu, cele mai multe vizualizări le au haul-urile, clipurile în care sunt prezentate diverse cumpărături de pe anumite site-uri. Și atunci, ca să faci aceste cumpărături sau ca să filmezi acest tip de videoclip, îți trebuie resurse financiare. Deci, cred că fără un minim acolo de contribuție, nu prea ai cum să faci mare brânză, sincer. Madalina Galici. Bună, Diana, nu am întrebări, dar vreau să-ți scriu câteva rânduri. Ești o mamă extraordinară și ai un băiețel minunat și foarte educat. Te urmăresc de la început și mi-ai fost sursă de inspirație. Mulțumesc foarte, foarte mult. Apoi, Lovers Cult. Ce spui de un... ce spui de un haul trendyol? Uite, vezi exact ce spuneam. Au produse grozave și oferte foarte bune. Da, să știi că i-am văzut și eu menționați în ultima perioadă. Chiar știu persoane care au avut campanii cu ei. N-am apucat niciodată să mă uit să văd exact ce hăinuțe au. Am văzut, în schimb, că au prețuri foarte bune. Nu știu, poate la un moment dat, dar uite, lăsați-mi în comentarii dacă vreți un astfel de haul. Bună, Diana, ce s-a, de la Gabriela Chitoi sau Chitoi, ce s-a schimbat în relația ta atunci când a apărut Luca? Te îmbrățișez cu drag. Când Luca a fost nou născut, cam până într-un an așa, să știți că am descoperit că nu mai avem atât de mult timp pentru noi, că nu mai putem să ieșim atunci când ne dorim și atunci au mai intervenit anumite frustrări, au fost și mai multe certuri decât de obicei, pentru că intervine și oboseala, dar pe parcurs toate acestea s-au remediat. Alibea, cred, 1208, care a fost vacanța ta preferată de până acum? N-am una preferată. Dar fiecare mi-a plăcut în felul ei, pentru că mi-a oferit altceva, mi-a oferit ceva unic. Apoi, Sia Policia 426 sau Sia Policia, nu știu ce a vrut să scrie. What's your favorite song from Sia? Așa cum spuneam și pe la începutul acestui videoclip, doamne, câte minute are, nu rezonez cu acești artiști moderni, nu pot să zic că ascult, dar nu îmi place nimic în mod deosebit, așa că n-am un răspuns. Ioana Raluca 1318. Bună, Diana, cum a fost prima întâlnire cu soțul tău? A fost dragoste la prima vedere. Prima întâlnire cu soțul a fost într-o tabără la mare. Nu, eu cel puțin nu l-am plăcut din prima. Ba chiar mă enerva. Poate așa a început totul, dar a fost foarte, foarte interesant și de atunci am rămas împreună. După tabăra aceea am ajuns în București, am mai vorbit așa câteva zile și de atunci, din 2006, iată că suntem împreună. Așa, deci n-a fost dragoste la prima vedere. Ai avut un brand cu care ai colaborat și regreți în prezent? Nu. Nu, pentru că am știut să aleg brandurile cu care îmi doresc să colaborez. Am mai spus eu la un moment dat, dacă aveți idee câte companii care produc fake-uri sau, mă rog, dupuri după genți celebre m-au contactat ca să vi le aduc în atenție, ca să știți că puteți să găsiți dupuri după genți foarte costisitoare. Dacă ați ști câți m-au contactat și le-am refuzat, întotdeauna am încercat să aleg brandurile cu care colaborez, astfel încât să rezoneze cu mine, cu stilul meu de a trăi și cu ceea ce îmi doresc eu să promovez pe această platformă. Vlogul era pasiunea ta de mică sau doreai să ai altă... Și aici, din păcate, a făcut prin screen și n-am mai dat ritmul. Îmi pare rău. Nu, pe vremea când eram eu mică, vlogul nici nu exista, dar îmi plăcea, da, să mă dau așa în spectacol. Tot făceam spectacole pentru cei din familie, mă transformam în Shakira, mă transformam în eu știu ce cântăreață. Da, întotdeauna mi-a plăcut chestia asta. Hai să zicem pe plan artistic. Bun. Tot Alibea 1208, ce vacanțe mai ai plănuit? Am spus, care este geanta ta preferată din cele pe care le ai de la Andra G? Nu știu dacă am neapărat o geantă preferată, dar în ultima perioadă îmi plac și le port foarte mult pe acela de la Marc Jacobs, The Cargo Bag și The Sack Bag. Foarte, foarte faine, la prețuri relativ decente, din materiale de super bună calitate. Dana Cristina Lucian. Nu mai ai de gând să mai faci un bebe?
Nu știu, vom vedea, dar încă o dată vă rog, încercați să nu mai adresați astfel de întrebări, pentru că nu știi niciodată ce se află cu adevărat în spatele unei astfel de decizii sau unei astfel de situații, mai bine spus. Bun, Simona Ifrim 6449, nu ne-ai spus dacă ai fost la controlul de un an după intervenția la nas. În rest, te îmbrățișez, draga mea, muncitoare și ambițioasă. Da, am uitat să specific acest lucru sau v-am spus, cred că într-un weekly, nu mai rețin. Am fost la control, cred că prin decembrie și este totul bine, totul perfect, nu mai este nevoie de nimic altceva. Apoi, Dasa 67. Bună, Diana, te urmăresc de la primul vlog. Wow, mulțumesc că mi-ai rămas alături. Mi-ai plăcut și îmi place tot mai mult. Ai crescut un conținut frumos, cu energie bună și mult bun simț. Ești o plăcere pentru ochi și suflet. Întrebarea mea se leagă de spiritualitate. Crezi în destin, în semne, în menire? Da, cred. Cred că ceea ce ne este scris, aia se va întâmpla, indiferent ce vom face noi. Și poate atunci când considerăm că destinul este împotriva noastră și că ni se întâmplă lucruri rele, poate toate lucrurile acelea rele vor duce către ceva bun la un moment dat și nu trebuie să ne supărăm pe Dumnezeu, pe destin, pe univers, pe nimic de genul acesta, pentru că eu sunt convinsă că poate totul este spre binele nostru. Ai fost vreodată la sesiuni de interpretare a birth chart-ului cu un astrolog? Iartă-mi ignoranța, dar nici nu știu ce e aia, deci nu. Te simți atrasă de ideea de feminitate, nu feminism? Cum reușești să echilibrezi femininul cu masculinul din ființa viața ta? Mai ai niște întrebări foarte deep, așa. Da, îmi place ca... Sper că la asta te referi. Îmi place ca o femeie să fie feminină, să nu-și piardă identitatea ei. Mă rog, care consideră că este identitatea ei. Mie îmi place să fiu feminină, să fiu delicată, să... N-aș vrea să capăt... părțile acelea masculine, să înjur, să... Nici nu știu. Sau acum să mă gândesc cum sunt bărbații, să stau crăcită pe scaun cu exprimarea nu tocmai drăguță, să, nu știu, să stau să beau bere, să sparg semințe. Nu, îmi place să fiu feminină, să fiu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Ce știință, pseudoștiință ezoterică îți face ochiul? Nu, no, nu. No. Îmi pare rău, n-am astfel de cunoștințe, n-aș ști să-ți răspund, nici măcar nu știu exact despre ce e vorba, ca să fiu sinceră. Iartă-mi ignoranța, dar atât s-a putut. Am terminat cu întrebările, vă mulțumesc din suflet pentru că mi le-ați adresat, sper că v-am lămurit. Dacă încă mai sunt întrebări, vi le aștept în secțiunea de comentarii și eventual vă răspund acolo. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o să închid aici pentru că este un clip lung. Rămâne să ne vedem luni, cel mai probabil cu favoritele veri, în cazul în care nu se mai schimbă ceva în program. Și apoi continuăm cu weekly vlog și așa mai departe. Vă pupați, aveți un weekend absolut minunat!